Bună dimineața, dragilor! Imediat este 9 și un sfert. M-am trezit cam pe la 9, fără 25 și am mai stat în pat. Dar mă simt așa amețită de cap, obosită. Tia! Bogdan a plecat cu Mini afară. Astăzi avem o vreme frumoasă. S-au anunțat cam 19-20 de grade și ieri a fost cald și frumos. Ne-am plimbat. Am avut o zi minunată, doar că ieri nu am mai reușit să filmez, să fac un vlog. Așa că mă apuc să fac o cafeluță, să pregătesc micul dejun, să-mi probez electrocasnicele, pentru că nu am reușit să schimb scutecele, revistele și, bineînțeles, că plus multe alte treburi. Lucrurile acestea le-am pus aici pentru că nu mai am spațiu unde să le depozitez. Trebuie să-mi iau neapărat un dulap sau să fac coordine. Toate coordine am tot făcut și sunt multe lucruri pe care nu le-am folosit, lucruri care sunt valabile încă în termen. Deci nu sunt lucruri de aruncat. Mai am făină, mai am mălai, ce mai am prin dulap. Pe acestea nu mai am pe unde să le mai pun. Aseară am avut și o seară frumoasă, ne-am uitat la film, a venit Betty cu Răzvan, ne-am pregătit tot felul de chipsuri, de ciocolățele ce am pus noi acolo și am mai mâncat. Așa că imediat mă duc să-mi probez electrocasnicele, pentru că am 3 electrocasnice de probat. Ieri, de fapt și ieri și alaltăieri s-a chinuit Bogdan să refacă imprimanta pe care am avut-o. Am avut o imprimantă de la Canon, neagră. Am cumpărat tuș, nu a mai fost bună imprimanta, s-a înfundat. Imprimanta aceea o avem de 4 sau de 5 ani, așa că nu am mai avut ce să facem cu ea și ieri ne-am recumpărat alta. Bună dimineața! Bună dimineața! Am cumpărat-o pe aceasta, de data aceasta am luat o altă culoare, e un vișiniu, imediat. Așa, în cazul în care vă interesează, o găsiți la Media Galaxy cu 199 de lei, este o imprimantă bună, primiți tuș negru și tuș colorat. Alaltăieri am cumpărat și un top de hârtie, de la Carrefour, cu 19 lei și ceva. Am zis tot de la Carrefour că aveam în plan să cumpărăm de acolo o imprimantă. Uite, pe jos e un strugure de la Mini și era să calci în el. Așa, să calci pe el, de fapt. La imprimantă mai primit și aceste... aceste hârtii așa, pentru poză, da. Bogdan a scos ieri o poză, dar câte am primit? Două? Băi, nu știu, erau mai multe ieri. A scos Bogdan această poză, doar că nu cred că a poziționat-o bine, că a ieșit doar pe jumătate. Nu doar două, n-are cum. Cred că a dat doar de probă, mama, mă gândesc. Trei bucăți. Și Marc a cumpărat ieri un puiuț din ăsta mic să-l pună lângă, nu? Așa, din Sinsei l-am cumpărat pe acesta. Foarte, foarte drăguț. Da, am mai cumpărat aceste migdale învelite în ciocolată. Mie nu-mi plac atât de mult, deci nu mă dau peste capsele, ne-i plac foarte, foarte mult. Vrem să le încercăm și pe celelalte care au apărut, smeură, căpșuni și cireșe, doar că noi nu am găsit. A, și Marc și-a mai făcut o achiziție, că dacă la Teddy a adus lucruri pentru Crăciun, decorațiuni din astea, bineînțeles că Marc n-a putut să se stăpânească și a mai cumpărat și el din bănuții pe care i-a făcut la ziua lui. Și a cumpărat ce și-a dorit. Nu poți? Nu merge? Noi mai avem câteva foi pentru poze. Le-am cumpărat acum mult timp de la Kodak. Sunt 100 de bucăți și o să le încercăm. Că dacă tot avem tușul colorat, să profităm să facem niște poze și putem să facem și poze alb-negru. Mie plac și pozele alb-negru. Chiar drăguțe. Ce? A,
Și am mai cumpărat marc de la Sinsei sau Pepco? Pepco. Din Pepco, acel laser care are mai multe. Mai multe capete. Nu merge marc, dă să vadă mama. S-a băgat prea tare ăsta aici? Gata, trage-l. Trage-l. Ia să vedem. Foarte frumos. Este luat din Teddy. Stai un pic să-l ținem așa. A costat 25 de lei și este absolut minunat. Doar că mie mi-ar plăcut foarte mult să aibă baterii normale, pentru că aceste baterii tip pastiluță mici se găsesc și destul de greu, pentru că de fiecare dată când mergem nu le găsesc tot timpul și sunt și destul de scumpe în comparație cu bateriile acelea tip AA. Hai să închidem ăsta, da? Nu mai trebuie să-i pui ăla, pentru că avem butonașul, să închidem. Asta nu. Dar oare tu răcești? Te văd cam... te aud așa, cam răgușit. Au început sezonul virozelor, din ce am înțeles, de la o doctoriță pe care o cunosc și de la alte persoane cu care am vorbit. Marca mai cumpăra și această decorațiune. Noi mai avem mai multe decorațiuni asemănătoare cu aceasta, doar că lui a plăcut foarte, foarte mult și nu știu dacă nu cumva avem identică ca și aceasta, pentru că nu mai știu, că anul trecut am cumpărat foarte multe decorațiuni. Jingle bell, jingle bell. Oare rățesc, inimioară? Ți-e dor? Aici, în partea asta de jos, se pun baterii, iar acest trenuleț o să funcționeze singur. Și muzica. Stai că nu țin bine. Cât de drăguț. Doar că na, nu, pentru mine nu se potrivește în momentul de față și cred că pentru multe persoane nu se potrivește să ascultăm muzică pentru Crăciun. Mai avem nevoie de încă una. Sau colinde. Așa că aceste decorațiuni le-am luat că i-au plăcut foarte mult lui. Le-am acceptat să și le ia, dar nu le vom pune să fie vizibile. Deci noi le punem bine și le vom folosi, da, altele nu mai sunt. Le vom folosi atunci, de pe 1 decembrie noi o să ne decorăm casa și de atunci o să ne bucurăm. De pe 1 decembrie până pe, nu știu cât, ianuarie. Da, așa că în curând ne pregătim să punem decorațiunile pentru Halloween. Pentru Halloween. Așa îi zici tu? Howling? Hai spune, Halloween. O să pregătesc imediat cafeluța. Chiar i-am zis lui Bogdi, sarcina ta e să mergi cu Mini afară și sarcina mea este să pregătesc micul dejun și cafeaua. Mm-hmm. Când vine Bogdi nu găsește niciuna nici alta, că m-am ocupat aici cu decorațiunile astea. Ieri a fost, am fost eu de două ori cu Mini, a fost sarcina mea, astăzi îi dau lui această sarcină. Nu de alta, dar mă obosesc acele patru etaje, maxim de mult, maxim, maxim. Da, și pe el. Și pe el. Ce am mai cumpărat ieri de la Pepco și mi-a plăcut foarte mult, ciocolată Milka cu daim, acel caramel ușor sărat. Măi, dar cum se deschide ăsta, măi, mami, mă? Stai să vedem, să las de o baterie. Una, așa, să punem și să vedem. Ține un pic, ține. Stai un pic, nu cântă, ține un pic. Se pare că nu funcționează muzica. Doar trebuie să ținem apăsat pe buton. Ia un pic mânuța de pe ăla. Deci se învârte trenulețul, dar nu cântă. Ia stai un pic. Nu e defect, probabil așa a fost el făcut. Unde-s butoanele alea, că nu le mai văd, uite-le aici. Deci avem buton on 1, on 2. Ah, deci pe on 2 ai opțiunea de a pune fără muzică, vezi? Pe primul buton ai opțiunea să se învârtă și să se audă și muzica și ai și opțiunea de a pune fără muzică. Drăguț! Da, în cazul în care nu vrei, l-a făcut așa. Interesant! Deci să punem astea la locul lor. Jingle bell, na, 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 na.
v-am zis că vine Bogdan și eu n-am terminat. Hei! Am înnebunit! Nu, că doar acum să se joace. Aseară n-am mai reușit să strâng nimic. Eram super obosită, se făcuse târziu pentru că ne-am uitat la un film. Așa că pun lucrurile astea în mașina de spălat. Ieri mi-am mai cumpărat aceste două coșulețe din Pepco. Le-am pus în chiuvetă, n-am reușit să le spăl. De la Pepco. A costat 6,50 lei un coșuleț. Avea și pe auriu și pe argintiu, dar asta pe negru mi-a plăcut cel mai mult. Pentru a pune cartofi prăjiți copilașilor. Chiar mă uitam și alaltă ieri, dacă nu mă înșel, când le-am făcut cartofi prăjiți chips și le-am pus în acele găletușe, au mâncat mai cu drag, mai cu spor, să zicem așa, mai cu poftă. Și mi s-a părut foarte drăguțe aceste coșulețe. Așa, ia să punem să facem cafeluța. Și la micul dejun cred că voi face... stai să vedem că avem mozzarella, nu știu care expiră mai repede, în 17 a 9 și mai avem aici, în 24 a 9. Deci vom lua de aici aceste două bucăți de mozzarella, strângem astea, punem aici, așa, ce am vrut să mai iau? Ah, încă o punguță, uleu, uleu, nu pleca, nu pleca. Da, nici nu știu pe unde să le mai pun și cum să le mai pun ca să stea bine și să nu cadă. Ah, stai că asta e alta. Asta e 24 a 9. Ah, mai am încă una acolo și înseamnă că mai am. Mi-a căzut pe aici? Nu mai am. Înseamnă că am avut doar una? Dar nu mi-aduc aminte să fi avut doar una de la Penny. Îți fac, îți fac. Faci cafea de copii. Oare să mai am vreuna? Oh, aici trebuie să facem și sushi. Asta nici nu l-am verificat să văd când expiră, ce termen are. Expiră în 10-10, ai bun, deci avem timp dacă nu reușesc să fac astăzi. Așa, aici mai avem niște salată de vinete, o să o scoatem și pe asta, nu foarte mult, cred că vreo două feliuțe ca să o mâncăm. Și mai avem prosciutto ce a adus Bogdan. Așa, o să facem pâine prăjită cu mozzarella și cu prosciutto. Marc, vrei cremvoști? Nu? A ce vrei să mănânci, mami? Nu, nu. Nu, nu. Am luat salamul ăsta din Lidl, de la cămara noastră, dar nouă nu ne place. Salam bănățean. Nu știu, mi se pare oribil la gust. Oribil. Se simt foarte multe condimente în el. Oricum, genul acesta de salam, mezeluri, nu sunt sănătoase. Nici parizeri, nici cremvuști, nici alte mezeluri, dar mai apelăm și noi odată la ceva timp, pentru că chiar nu știu ce să mai mâncăm și nu știu ce să-i dau pachet Selenei. Și acum în cazul de față și lui Marc, că și el este un școlar. Bia, dar vezi că nu-i pui bine, întoarce paiul. Paiul, mama! Bravo, bravo! Bravo! Selena nu mănâncă zacuscă, dacă îi pun salată de vinete pe pâine la școală se înmoaie pâinea, așa că na, mai apelăm la salamuri. Noi ne place foarte mult de la Cristin cel ardelenesc, bănățean și Sinaia. Am mai încercat și salam de Sibiu de la mai multe firme diferite, dar nu ne plac. Da, ăsta e pătrunjelul Bingo, iar pătrunjelul meu e acolo. L-am ascuns pentru că nu-mi place să se suie pe pătrunjel. El de obicei se pigulește, se suie și apoi se-l bagă în mâncare. Și ne-am făcut așa, paharul cu pătrunjel diferit. Ăsta e a lui, ăsta e a meu. Hai să ți-l scot afară. Uite aici. Așa, hai de acolo la pătrunjel. Joacă-te cu el. Pregătim cafeluță în cana asta mie, în cana asta lui Bogdan. Punem și niște zahărel. Două și două. Așa, scoatem lăpticul. Ia să vedem dacă avem început vreun lapte. Cred că ăsta e început. Așa. Mini, ai fost afară cu tata?
Nu, 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 că nu, nu mergem. O stai afară cu tata? Vrei să-ți dau ceva? Vrei? Bravo! Bravo, fata! Bravo! Deja l-ai băut? De multe ori pe Mactimelul de sete. Îi place și gustul, dar nu prea vrea să consume apă marcă. Selena merge cu bidonul peste tot, seamănă pe Bogdan. Nu poate să trăiască fără apă, iar Marc seamănă pe mine. Nu consum apă nici eu. Nu, păi stai să mâncăm. Un pic de candy. Nu, nu un pic de candy. Mă, candy. Candy. Stai ca să-mi iau ăsta să-l probez. Că o să fac pâine prăjită. Hai să-ți fac pâine prăjită. Haide. O să bag eu. Tu bagi. Poftim? Avem prosciutto, avem. Avem. Și facem pâine prăjită. Da, avem, uite, acum ne ocupăm să pregătim micul dejun și cafeaua. Hai să tăiem asta. Hai să mâncăm mâncare, te rog. Deci nu vreau să mă super de dimineață. Mami a spus că nu-i voie. Am greu cu mâna stângă pentru mine. Așa. Stai că mai are un scoci aici. O să bag eu pâinea. Tu bagi pâinea, da. Ajută-mă un pic, te rog. Mă zice că sunt deschid. Trage, uite așa cu ăsta. Uite așa. Da? Așa, că ai scoci. Așa. Mă zice că pâinea se deschid. Nu merge? Da, nu, lasă așa. Păi nu lasă așa, păpușa, ți-am zis, uite așa. Ia mânuța. Să tai scociu. Ok. Tai să nu stai mâna. Pe că să încerc, că tu poate faci... Eu poate fac prostii, nu? Tirit! Bip, bip! Trebuie să-l dăm la mai... Așa, așa, mult. Are! Dau la 5. Așa, așa, are! Da, trebuie să le fac la o treaptă mai jos, că mie nu-mi plac așa. Bun. Așa. Ia să mai pregătim. Uite, ia, felia. Una într-una, una într-una, da? Bine, așa, lateral. Așa. Și hai să dau. Dăm la 5, da? Stai, stai ca să-ți dau de la început. Hai, îl închidem, dă-l la 5. Bravo. Și acum trage de ăsta în jos. Așa. Bravo, Marc. Bate palma. Marc e curios și a adus scaunul aici să vadă ce și cum. Am tăiat mozzarella, prosciutto. Mă apuc să fac. Deci le vrei tu pe astea sau îi le las lui Selly? Și ei plac așa. Da, și ei plac așa mai arse. Pâine arsă, totul ce e ars, crocant. E bine că a făcut asta. E bine că a făcut acum, arsă. Nu te văd bine. De ce? Păi aluneci. Aluneci. Aluneci, bibicule. Am pus să fac o mămăliguță pentru amiază. De câteva zile zic că vreau să fac mămăliguță cu brânză, smântână și n-am mai reușit. Așa că facem mămăliguță. Imediat este unul și un sfert. Mamă, tati le-a scos niște foi la imprimantă și aici ce avem? Ce e asta? Un BMW. Un BMW, așa-i. Aici ce avem? Un vampir. Și ce zice aici? Happy Halloween. Happy Halloween, așa. Îți dăm focul aici, ce mă enervează că sare peste tot și abia am spălat aragazul. Aici avem un... bebe un joc care se numește Roblox. Asta știi că e un roboțel. Sau, da. Da, un roboțel din Lego, zici că e. Da. Foarte frumos, e așa. E un joc. Exact. Ai mai făcut și altele sau urmează? Urmează. Urmează, bine. Deci aici avem smântână grasă, smântână Danone. Și avem brânză de burduf. Și telemia maturată. Punem aici, lăsăm așa. Și o să facem și câte un ouț lângă. Și asta o să fie mâncărica noastră de amiază. După care vrem să ieșim, să ne plimbăm pe undeva.
dar încă nu ne-am hotărât unde, vedem, am făcut așa în mare mai multe planuri, dar să vedem de care ne lipim. Astăzi mi-am probat și electrocasnicele, sunt funcționale toate trei și îmi plac foarte, foarte mult și pâinea prăjită, cum a ieșit, îmi place. Abia aștept să le testez și pe celelalte, să fac niște gofre și să fac și niște cărniță, eventual ceafă de porc, la acel grătar electric de la Tefal. Mami, le-am pus în cutii. Mi s-a rupt ăla. Cum s-a rupt? Ce s-a rupt? Când am... A, ăla de agățat. Da, și nu încerc să-l pui să-mi... Și celelalte două le-am pus deocamdată sub masă în cutii pentru că nu am unde să le pun. Vreau să-mi pun din ăla. Păi și-l prindem cu ăsta. Doar că trebuie să-i aduci. Ua, ce frumoase sunt. Am uitat de ele. Da, chiar. Foarte frumoase sunt. Uite, poate ce față are. Da, oiță. Deci are o căniță. Asta e o cutie de lapte, nu? Da. Și asta are oiță sau ce e acolo? Tot oiță. Da. Mi-am dat și mie unul. Păi da, tu nu ai brelogul tău? Mie nu mi-ai dat. Când ți-am cerut. Ce drăguțe sunt. Foarte drăguțe. Da, și vreau să încerc să-i pui eu ăsta. Păi da, ăla nu mai merge să-l prind. Îl mai ai? Cred că da, uite, eu așa știu că-l mai am. Să încercăm să-l punem. Ce să mai pun, mălai? Bine, 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 bine și lăsăm așa la foc mic să se facă. Imediat este gata mămăliguța. Am lăsat-o să fiarbă la foc mic și am tăiat câteva bucățele de brânză de burtuf pe care le voi pune aici. Vrei să le prezinți? Ai, acum l-ai făcut atât de repede? Da. Faule, foarte repede te-ai mișcat. Ce are, un cap de dovleac? Da. Mamă mia. Coarne de ren. Și coarne de ren, așa ai? Da. Apoi răstor mămăliguța. Pun să fac ouăle. Chiar mi era poftă de mămăliguță. Eu iubesc mămăliga, deci aș putea să mănânc mămăligă în fiecare zi. Îmi place să mănânc și rece, și caldă, și cu ciorbă, și cu tocăniță, cu mămăligă, cu mămăliga, doamne, cu brânză, cu orice. Așa. Să opresc focul. Iau strugurii ăștia de aici. Îi punem pe aici. Așa. O să dau oala. Stăm aici. Începe să se coacă și mango. Așa. O să mai amestec din când în când să se topească bine, bine brânza. Iar acum o să scot tigaia să prăjesc ouă. Și o să folosesc ăstea două. Asta și asta. O să le pregătesc să prăjesc ouăle. După aia fiecare își pune ce vrea. Trebuie să-l las mai mult la încins. Am avut impresia că s-a încins uleiul. Și așa ouă de casă. Foarte bune. Deci au un gust atât de bun. Da, și se pot
putea să nu scapi o șocoajă de ou acolo? Deci focul ăsta zici că doarme. Măi, ce cu tine că te faci așa greu? Ce faci, Alin? Am stat aici în spate la focul ăsta mare, că prea greu. Mamă, dar ce bine arată, abia aștept să mănânc. Ce avem aici? Un dovleac. Un dovleac. Foarte frumos. Bravo! Ai colorat o grămadă de foi. Marc vă arată încă un desen. Bravo, foarte frumos. Mai ai de făcut? Mai fac. Am șters aragazul. Dau un pic cu prosopul ca să iau așa ce se vede umed, că nu-mi place să-l las așa. Am pornit mașina de spălat vase, am spălat chiuveta, am strâns aici. Suntem mâncați, mă duc să-mi usuc părul, că am făcut baie. Să mă aranjez puțin și apoi să vedem care e planul nostru. Da. Dragii noștri, Marc vrea să vă arate ce desen a mai făcut el cu... Cu Roblox. Cu Roblox. Și scrisul? Nu-l facem? Îl las alb. Îl las alb? Foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Îți place? Da. Da? Da. Mai ai? De dimineață colorează în continuu și este 2:25. Eu sunt gata, m-am aranjat. Bine, nu gata în totalitate, trebuie să-mi usuc părul, mi-am pregătit haine, mi-am călcat o rochiță și apoi să plec cu Bogdi până la Carrefour sau Lidl. Avem de cumpărat câte ceva și după aia cred că vom merge în oraș. Nu știu, aveam un plan să mergem pe la Bran. E acolo un festival, ceva de oi, dar nu mi-aduc aminte cum se numește, Răvoșitul Oilor. Sau ceva de genul, nu știu că zic bine. Dar nu cred că mai mergem, pentru că până merg, până cumpărăm ce mai avem nevoie și așa trece timpul. Și asta ar însemna să plecăm destul de târziu și... Da, vedem. Încă nu ne-am hotărât și mie mi-e frică, am făcut baie pe cap și m-a luat frică. Am ajuns în oraș, ne-am parcat mașina în sus. Astăzi este jale în centru. Nu știu dacă se face ceva anume sau... Doar că este sâmbătă și este vremea frumoasă, dar este foarte, foarte aglomerat. Abia am găsit parcare tocmai aici, sus în schei, pentru cei care știți, deci destul de departe. Eu am și acești papucei cu toc. Cam așa m-am îmbrăcat astăzi, cu această rochiță, ștrâmpișori, papucei și gentuță. Dar nu m-am gândit că o să ajung tocmai aici, sus. Și... La coborâre mai e cum mai e, dar la urcare va fi un pic de greu pentru mine, deși acești papuși sunt comozi. Nu am problemă cu ei. Jos ne întâlnim cu mama, Răzvan, Betty și Haiu. Mergem să luăm ceva înghețată de aici, o înghețată bună. Am mai filmat eu acum câteva vloguri. Iar apoi prin centru. E plăcut. Ne plimbărim și noi puțin. V-ați părie de poartă? S-au speriat de poartă. Bună, Seli! Bună, mă aștept! Te aștept? Cum să nu? Oh, drăguțul, cred că e bolnav. Drăguțule, ești bolnav. Hai, Marco, vină. Sigur. Hai că vine mașina. Nu cade. Nu, eu știu. Stă acolo, probabil că... Na, dacă mi se face rău, cade jos. Habar nu am. Te aștept să mâncăm o înghețată, pentru că este atât de cald și de plăcut afară. Și acum două dăți, Elena și-a luat înghețată cu fior de la te și, sau fiorii de la te, nu știu exact cum se pronunță, fiorii și cu cafea. Da. Asta nu, și vreau să văd dacă găsim. Ultima oară mi-am luat înghețată cu orez cu lapte. Foarte, foarte bună și se simte că e naturală, exact așa cum se și spune, că e făcută din ingrediente naturale și ingrediente curate. Și abia aștept să mănânc. Și parcă mi-e și puțin fomică, așa, parcă aș mânca și ceva.
De obicei când mănânc paste, mămăligă cu brânză și smântână, ciorbă, supă, piure de cartofi și altele, nu mă țin sătulă, așa că poate găsim și ceva să mâncăm, nu știu. O să-mi iau ceva din oraș, ori o felie de pizza, ne mai place de la o covrigărie, covrig cu cașcaval. Selena, pepene roșu, căpșun, eu ciocolată caise, Marc căpșun și Bogdan pepene roșu. Nu e așa. E bun sau nu prea? Uite, ia să vezi. Nu-i bun? Păi mie zim, da sau nu? Nu, am înțeles. Da, să văd. Vrei? A, păi n-ai, natural. De aia tu ești învățat cu colorant. Ia. Asta se vede că e... Nu e prea bun. Asta se vede că e... e natural, deci nu are coloranți, nu are arome. Este 8 și un sfert. Urca sus. Mergem către casă. Imediat ajungem la mașină. Am avut o grămadă de mers până aici. Și mie mi-e frig de nu mai pot. Deja mi-a înghețat nasul, nu mai pot. Așa că, dragilor, eu o să închei acest filmuleț. Noi v-am pa cu mare, mare drag și ne vedem în vlogul următor. Pa, pa, pa! Ciao, ciao! Marc! Pa! Marc! Marc! Pa! Sally! Pa! Noapte bună! Ia să vedem! Mamă!